Întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale ale Republicii Moldova beneficiază de un nou sprijin financiar, dar și de consultanțe din partea Uniunii Europene. Totodată, în colaborare cu instituțiile publice, experții europene au elaborat strategii și politici care ar spori eficiența IMM-urilor. Două întreprinderi din Republica Moldova sunt printre beneficiarele programului Femei în Afaceri în 2021, susținut de Uniunea Europeană și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Ca urmare a finanțării din partea ODA și a Uniunii Europene, am reușit să creștem volumul producției și am devenit mai cunoscuți în rețelele de socializare. Cu ajutorul echipamentelor achiziționate, am lansat produse noi. Ne-a ajutat să facem un pas important în afacerea noastră. Am primit deja două invitații de colaborare, invitații de export în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că urmează să mai aplicăm la urmă la alte granturi. Partenerii proiectului sunt Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului din Republica Moldova. Este foarte important și este foarte binevenit că asistența UE a venit anume în zona aceasta. Prin proiectul dat, Uniunea Europeană confirmă suportul pe care îl orientează spre fortificarea instituțiilor publice din Republica Moldova. The project managed to produce the results promised by delivering almost 70 activities during the last 24 months in the following thematic areas. It supported the elaboration of strategic policy documents and the elaboration of new or amended legislation. Bugetul proiectului este de peste 2 milioane de euro.